Bună seara, bun găsit, prieteni, suntem la Focus, emisiune la Sens Direct, la emisiunea Sens Direct, prima din acest an, suntem la Focus TV, în platoul de la Buzău și vă propun ca și în acest an să fim împreună de mai multe ori pe săptămână, câte două ore, și așa cum v-am obișnuit să discutăm față în față când este cazul, să avem dezbateri foarte interesante și sigur care să fie perfect mulate pe subiectele zilei, pe evenimentele care se petrec, și avem destule evenimente care se petrec. În primul rând, sigur că da, va trebui să abordăm și în acest an, încă din, de la prima emisiune, tema aceasta a sănătății. Desigur vom vorbi și despre procesul de vaccinare, campaniei, putem spune. O să vedem cum merge în zona noastră aici, la Buzău, poate și la Vrancea la un moment dat, și prin împrejurim. Pe de altă parte, chestiunea sanitară va fi, dincolo de faptul că va fi dezbătută, va fi la un moment dat împinsă în plan secund, pentru că o să avem și discuții pe teme care țin de economie. Încet, încet o să constatăm cu toții că, sigur, va trebui să găsim formule pentru ca în acest an 2021, care sperăm să fie mai bun decât 2020, și nici nu prea are cum să nu fie mai bun, de vreme ce 2020 a fost un an foarte, foarte prost. E greu, da? Știți că Murphy a avut întotdeauna dreptate și ne cerea să zâmbim pentru că mâine va fi mai rău. Eu nu cred asta, eu cred că umanitatea începe să-și revină din această criză. Pe de parte, pe de altă parte, asta depinde foarte mult de o serie întreagă de variabile, iar ca o țară cum e România, undeva situată în partea a doua a țărilor, o țară mică spre medie cumva, și care, ce să vezi, nu prea contează foarte mult în marile negocieri ale mapamondului, ce se dau între marile puteri, dar au fost perioade când această țară, așa cum este ea, a contat în diplomația mondială, se poziționa de pe poziții de negociere, mai mult de emisar a fost în vremea unei diplomații extrem de inteligente duse la un moment dat de regimul Ceaușescu, în primul rând, și care, sigur, ați văzut, România conta în negocierile dintre Palestina și Israel, de pildă, sau în, mă rog, dar nu vrem să divagăm, am ajuns prea departe. Ne întoarcem, să zicem așa, cu picioarele pe pământ, avem o mulțime de chestiuni de discutat. De pildă, am primit foarte multe întrebări de la oameni cu care m-am întâlnit doar venind de acasă și până la redacție, până aici la televiziune, și m-au întrebat oamenii ce se mai întâmplă mâine, dacă va mai exista procesiunea de bobotează, mâine fiind o sărbătoare foarte importantă pentru creștinii ortodoxi, sărbătoarea de bobotează. Ei bine, o să aflăm și aceste chestiuni, o să vorbim și despre alte și alte subiecte interesante. Băgăm de seamă că se întâmplă o mulțime de lucruri post-alegeri, dacă doriți, și tot așa. Alături de noi în acest moment este inginerul Dumitru Belo prin Skype și o să luăm legătura cât de curând cu purtătorul de cuvânt de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, domnul Olteanu, Bogdan Olteanu, și o să aflăm, Dragoș Olteanu, să mă scuze, se apropie Paștele și nu o să rămân dator. Ei bine, o să vorbim și o să facem apel la această sursă autorizată a Arhiepiscopiei, purtătorul de cuvânt, ne spună mâine ce avem voie și ce nu avem voie să facem, sau cum putem noi, creștinii ortodoxi, cei care suntem mai duși la biserică, eu mai puțin, dar sunt o mulțime de oameni care simțeau lucruri speciale în această perioadă. Bună seara, domnule Belu, la mulți ani! Și cu ocazie bună, să seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră și la mulți ani tuturor! Cred că e o problemă de sure, nu știu, Ionuț, se pare că avem o problemă? Aveți un internet mai slab, cumva? Mai slab decât data trecută? Nu, chiar am un internet bun. Știu că aveți, că n-am avut probleme până acum. Înseamnă că a fost doar o problemă trecătoare. Acum vă aud mai bine. Vă aud bine acum, da. Din orele online, deci trebuie să am un internet bun. Da, așa. Uitați, până facem legătura cu domnul Olteanu, o să ne preocupăm
să constatăm următoarele aspecte. De pildă, finalul anului trecut, domnule Belu, că sunteți un om care vă informați foarte bine, ne-a adus, printre altele, niște măriri de taxe și impozite la nivelul municipiului Buzău. Da? Probabil că ar mai fi fost și prin alte părți în teritoriu, destul de consistente, da? Pe alocuri cu 50% mărite taxele și impozitele, da? Am constatat asta, acum trebuie să ne apucăm să le plătim, că tocmai am primit aici niște mesaje că putem să ne plătim taxele și impozitele și online și în toate felul. A trecut cam ușor, pentru că a fost finalul de an, mi-a fost destul de abil promovată această hotărâre, sau a fost votată, promovată și votată această hotărâre de Consiliul Local Municipal. Probabil că ea ar fi trebuit mai bine arătată opiniei publice, în sensul că ar fi trebuit pregătiți oamenii. Eu mă așteptam, domnule Belu, să se întâmple și chestiunea asta, și anume să se mărească taxele și impozitele după ce se câștigă alegerile locale. Și eu am văzut, domnul Toma a câștigat în fanfar ultimele alegeri locale cu un procent, 78%, cel mai mare pe țară dintre municipiile reședință de județ, care îi conferă actualului și postului primar posibilitatea să ia niște măsuri având legitimitatea acestui vot și având și o majoritate la fel de serioasă în Consiliul Local Municipal, care a votat mărirea acestor taxe și impozite. Repet, eu mă așteptam să se întâmple asta, pentru că până la viitoarele alegeri mai sunt mai puțin de 4 ani, dar aproape 4 ani, și acestea se uită, da? Quantumul m-a luat prin surprindere, adică mi se pare cam mult într-un an în care ne așteptăm ca lucrurile să nu fie foarte bune din punct de vedere economic, financiar și așa mai departe. Iată măririle, nu? Domnul Gheorghiade, nu știu cu cât s-a mărit, sincer vă spun. În schimb, mi-am consultat și eu, ca să spun eu, contul după ghișeu.ro și am văzut că, într-adevăr, e mai mult ca anul trecut. Yes. Cu cât mai mult, sincer, nu știu sau nu pot să-mi dau seama. Dar dacă dumneavoastră știți exact quantumul, e bine. Dar acum e multe puțin, Dumnezeu știe. Important e că, ca să faceți și o glumă, bine că n-a murit domnul Toma cu procentul care a câștigat la alegeri. Era mai complicată treaba. Dar cred că cu vreo, nu știu, câte 15-20% cred că s-a mărit. Dacă stau bine să mă uit, dacă mi-aduc aminte bine cât am plătit anul trecut și cât am anul ăsta. Acum, vedeți, exact cum a spus și dumneavoastră, la început de mandat îți cam permis de toate, mai ales că domnul Toma, exact cum a spus, are și o susținere destul de consistentă, dacă nu foarte consistentă, în Consiliul Local. Așa că vă dați seama că următorii 2 ani, 3 ani, cam asta o să fie trendul. Următorul, al patrulea, știți, dumneavoastră, să cam mai diminuează aceste impozite, taxe impozite, că nu dă bine la alegeri. Acum, Dumnezeu știe ce ori zice ceilalți buzoieni. Asta este. Deci, până la urmă, dacă banii sunt cheltuiți cu cap și să face ceva în oraș, parcă nu-ți pare rău. Problema este să nu se cheltuie fără cap și să nu se facă mare lucru. Bun. Aici, cu cheltuitul, ar trebui separat să avem discuții mai ample în modul în care banii s-au cheltuit în ultimii 4 ani. Promit să o fac aici, inclusiv cu domnul primar, în sensul în care stăteam și mă gândeam astăzi că Buzăul nu s-a distins, orașul Buzău, prin mari proiecte cu bani europeni, de exemplu, în mandatul trecut. Sperăm că... Dacă stăm bine să mă gândesc că asta ne-a amenințat din primul mandat, domnul Toma, că o să vină cu nu știu ce proiecte super europene care o să facă nu știu bun, eu nu zic că... Poate că la tăzile principale... Proiecte poate că sunt. Câte investitori strategici că să facă aeroport și eventual bază de lansare la nave la Bobocu, bun, satelit, eu știu ce mai de aici. Vreau să vedem și concret ceva. Oamenii spun așa, domne, acum în al doilea mandat, după ce în primul sau mulți oameni au spus, domnule, un mandat e un mandat, până câștigi experiență, până reușești să-ți faci o echipă, până trece timpul, în sfârșit,
Hai să vedem un al doilea mandat, n-aș fi foarte cârcotaș, nu pentru că am cine știe ce interese să nu fiu. Ba, sunt în general, dar rămân la această observație că din punct de vedere al fondurilor europene nu ne-am distins. Poate că sunt niște proiecte. Nu, eu n-am în afară de niște anvelopări despre care s-au pus, despre care s-a vorbit, de blocuri, zic, izolații dintre astea, n-am văzut nimic concret mare. Adică ceva consistent. Da, nu, poate că sunt spre aprobare, poate că întotdeauna se spune că vom face. E un light motiv cumva să spunem că vom face. Bun, haideți să nu-l ținem foarte mult pe domnul Dragoș Olteanu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, pe care îl salut și zic la mulți ani, bună seara! Bună seara, la mulți ani! Mulțumesc pentru faptul că ați avut disponibilitatea să vorbim puțin, fie și la telefon. Mâine e o sărbătoare extrem de importantă pentru creștinii ortodoxi și eram obișnuiți, printre altele, să asistăm sau să participăm la acea procesiune pe care o organiza Arhiepiscopia împreună cu mai mulți preoți. Procesiune care începea de la catedrala de acolo, de pe strada Unirii, da? De la Sfântul Sava, da? Da? Și continua până la apele Buzăului, unde știm cu toții la un moment dat, dincolo de slujbă, se arunca și o cruce de lemn în apă și săreau câțiva cetățeni curajoși și o recuperau și făcea parte din frumusețea acestei mari sărbători. Acum, pentru Enoria și Buzăni, vă întreb, se mai produce acest eveniment? Dacă nu, ce se va întâmpla mâine din punct de vedere religios al Bisericii Ortodoxe Române pe de-o parte și ce avem voie și ce nu avem voie să facem? În primul rând, aș vrea să precizez faptul că, într-adevăr, după cum spunea și dumneavoastră, mâine este o sărbătoare foarte importantă pentru Biserica noastră ortodoxă, pentru că, iată, prăznuim botezul Domnului, iar această sărbătoare ne amintește de momentul în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost botezat în apele râului Iordan de către Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Din nefericire, având în vedere contextul pandemiei pe care, iată, întreaga omenire o traversează în aceste momente, tradiționala procesiune de bobotează, care se organiza în fiecare an în municipiul Buzău, nu va mai avea loc anul acesta, dar cu toate acestea, credincioșii vor avea posibilitatea să participe la slujbele care se oficiază mâine în Sfintele Biserici. Și aș vrea să amintesc pe această cale programul slujbelor de la Catedrala noastră Arhiepiscopală Înălțarea Domnului. Începând cu ora 8:30, la Catedrală se va săvârși Sfânta Liturghie de către un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul părinte Arhiepiscop Ciprian, iar în jurul orei 11, deci spre sfârșitul Sfintei Liturghii, se va ieși din catedrală în procesiune până la ghiazmatarul din curte, unde se va oficia slujba de sfințire mare a apei, așa cum de altfel s-a obișnuit în fiecare an. Mai departe. La asta la Arhiepiscopie, da? Da, și bineînțeles că se întâmplă aceste slujbe se vor oficia și la celelalte biserici. Așa, asta era ideea, adică da. Toate celelalte biserici vor avea slujbe de asemenea de bobotează, cele specifice, și la celelalte biserici cred că se va face aghiazmă mare, da, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Acum, e important, au voie enoriașii și să participe în interiorul lăcașului de cult la slujbe? Bineînțeles că au voie să participe la slujbă în lăcașul de cult, dar așa cum am mai amintit și cu alte ocazii, ei trebuie să respecte aceste măsuri de protecție specifice, și anume să păstreze în interior distanța de 2 metri față de
cei din jurul lor și în același timp să poarte mască de protecție. Bun. Aceste lucruri care sunt universal valabile, da? Da. Ca și măsuri de protecție, în toate bisericile, deci slujbele se vor ține înăuntru, cu această precizare, dacă aglomerația este prea mare, cine are obligația să păstreze cumva aceste, să păstreze, să facă în așa fel, nu să păstreze, astfel încât să se păstreze, să se păstreze la interior, da, să se păstreze normele respective. La nivelul fiecărei biserici există persoane însărcinate cu buna desfășurare, care să asigure buna desfășurare a slujbelor, iar credincioșii care, eu știu, din pricina faptului că nu mai există loc în biserici, credincioșii pot să participe și afară. Într-adevăr, vremea este, este mai rece în această perioadă, însă ei vor putea să rămână în curtea bisericii și să asculte slujba. E în regulă. Mai departe, atunci când enoriașii vor lua aghiazma, vor trebui să vină cu recipiente de acasă sau pe alocuri se vor găsi recipientele deja umplute cu aghiazmă? Care e regula? Nu, ei vor veni de acasă cu recipientele lor și aș vrea să precizez că deja în curtea catedralei au fost pregătite 4 vase mari, a câte 1000 de litri fiecare, deci va fi aghiazmă suficientă pentru toți cei prezenți. Ei vor veni cu, cum spuneam, cu recipientele lor de acasă, bineînțeles se vor așeza în ordine, păstrând distanța între ei, purtând acea mască de protecție, iar 2 persoane însărcinate le vor pune la dispoziție dezinfectant, astfel încât să aibă posibilitatea să-și dezinfecteze mâinile înainte de a lua aghiazma mare. Bun, pentru că acolo, dacă dau eu bine seama, există un sistem dintre ăsta tip canea, tip robinet, așa, nu? Da, pe da, care fiecare dintre enoriași îl va acționa sau va fi cineva care va distribui? Că aici este o chestiune care... Nu, fiecare îl va acționa singur, pentru că este simplu. Și... Nu din punctul ăsta de vedere, ci mă gândeam că nu e foarte nimerit să umble mii de oameni pe robinetul ăla. Ar fi fost bine să fie un singur... Dar, cum vă spuneam mai devreme, fiecare va avea posibilitatea să-și dezinfecteze, dezinfecteze mâinile înainte, astfel încât să nu există, eu știu, acest risc de a se infecta. Pentru că experiența altora ne-a arătat că în România, în astfel de momente, oamenii se cam îmbulzesc așa la aghiazmă, la diverse astfel de situații, ei se mai aglomerează și cred că aici, de această dată, trebuie găsite niște formule și cred că Arhiepiscopia l-a găsit, nu mă îndoiesc de asta, de a-i convinge pe oameni să fie mai ponderați de această dată fiind situația pandemică pe care o traversăm, cum spuneam mai devreme, o lume întreagă. Așa este. La noi nu au existat incidente, eu știu, nu. Nici în anii precedenți, oamenii nu s-au îmbulzit, au înțeles foarte bine apelul pe care preoții și chiar în alt preasfințitul Părintele nostru Ciprian l-a făcut de fiecare dată, de a păstra ordinea, de a păstra disciplina, astfel încât să nu se îmbulzească între ei, să nu se lovească, să nu se producă astfel de situații nefericite. Da, noi îndemnăm să și pe această cale să dea dovadă de înțelegere, de bunăvoință, așa cum au făcut-o încă de la începutul pandemiei, pentru a evita evenimente neplăcute. Bun, socotesc așa, fără să mă pricep foarte bine, că 4 puncte de distribuție, de distribuire, cred că așa le putem spune, nu știu altfel cum să le zic, ar fi suficiente astfel încât oamenii să se împartă, toți care vin acolo, în 4 grupuri și să-și mențină distanța asta de siguranță, să-i spunem așa, între ei de 2 metri sau cât mai mult, așa poate este, mai bine. Au la dispoziție 4 vase care sunt așezate în așa fel încât oamenii să aibă posibilitatea
să ia aghiazmă fără să se îmbulzească. Da, fără să se aglomereze fiecare. Fără să se aglomereze. Asta e un lucru foarte important, pentru că, mă rog, acolo vin și persoane în vârstă și care sunt, sau foarte multă lume în vârstă vine în general. Și sunt printre oamenii mai bătrâni, sunt mai vulnerabili. În sfârșit, am ținut neapărat să avem aceste precizări de la dumneavoastră, pentru că, sigur, vrem cu toții ca voteaza să fie trecută așa cum trebuie de către Noria și să nu apară pericole în plus. Eu vă mulțumesc, domnule Dragoș Olteanu, pentru precizările dumneavoastră foarte importante. Vă urez un an bun, un an nou, mai bun decât 2020, care n-a fost extraordinar, din potrivă. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, o seară plăcută. Și eu vă mulțumesc. Un an nou cu sănătate, cu pace sufletească și cu cât mai multe bucurii. Da, Dumnezeu. Mulțumesc mult încă o dată. Ei, a fost un moment la care am ținut foarte mult și am dorit să avem aceste precizări oficiale. De ce? Pentru că cred că acest dicton românesc cu paza bună trece primejdea rea este foarte actual în acest moment și cred că da, nu-mi dau seama ce se întâmplă, sunt niște interferențe cumva pe sunet. Acum cred că nu le mai avem. Domnule Belu, ne întoarcem la dumneavoastră. Da. Depășim momentele astea. Eu cred că am văzut pe alocuri în țară în alte fețe bisericești care au fost cumva contra curentului. Am văzut punctele de vedere venite de la Patriarhie prin purtătorul de cuvânt domnul Bănescu, un om foarte bine pregătit pentru a comunica cele ce spune Biserica Ortodoxă Română de la cel mai înalt nivel. Mă gândeam acum la ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat și probabil se va întâmpla și mâine la Constanța, acolo unde Arhiepiscopia Tomisului, condusă, cum știm că e condusă de către Arhiepiscopul Tomisului, în al preasfințitul Teodosie, acolo ați văzut, e cumva se sare din ceea ce ne transmite de la București Patriarhia, da? Adică e un fel de preasfințitul Teodosie e un fel de partizan, așa, dacă e munți și se luptă cu ceilalți. Da, e un ofrond acolo. E o frondă acolo, n-am înțeles de ce. Nici eu n-am înțeles-o. Nu, eu nu pot să-l suspectez pe acest om, pe acest om învățat, de ce face asta, nu știu ce se întâmplă. Eu pot să înțeleg că are propriile păreri și eu am niște păreri, altele decât cele care, sigur, sunt majoritare. Pe alocuri, nu pe peste tot. Dacă tot avem niște legi și niște reguli în țara asta, care ar fi proaste, unele dintre ele, sau or fi greșit aplicate, nu știu. Altfel, dacă suntem numai contra, e bine să fii și contra, dar cu condiția să te înscrii totuși în respectul legii, că altfel e anarhie și nu cred că are nimeni de câștigat din treaba asta. Nu știu de ce domnul m-am tot întrebat. Teodosie face chestia asta. Parcă zici că e un fel de cum să spun eu? Bun. Ca să nu jignesc, să-l jignesc în sensul că sunt anumite așa zis și așa zise bive, așa zis, care caută numai scandaluri ca să apară în presă. Eu așa-l văd pe brață. Tu caută permanent scandal ca să apară la televizor, presupun, ca să apară să demonstreze ce? Că până la urmă n-am înțeles că nu demonstrează nimic. Demonstrează că nu respectă legile și culmea este că în perioada asta chiar guvernul sau nu știu cine a făcut apel la biserică să ajute la ca să trecem prin chestia asta cu pandemia, să ne ajute cu vaccinările, cu ce se mai întâmplă pe aici. Acolo la Constanța v-am spus, devine un stat în stat și n-am înțeles
cum devine chestia asta, adică chiar nu răspunde în fața nimănui, pentru că am înțeles de la București, am văzut că îi se tot transmite mesaje, să o lase mai moale și să se încadreze, să se alinieze cu ceilalți. Bun. Nu știu ce pot să zic. Eu nu știu dacă se urmărește ceva anume, dacă... Prea din scandal în scandal. Nu știu dacă... Eu cred că pur și simplu așa crede de cuvință că e în regulă și că prin puterea lui Dumnezeu pandemia se va stinge fără a fi nevoit să luăm aceste măsuri. Că măsuri pe care nimeni nu le respectă așa de mare, de dragoste, că nici mie și cred că nici dumneavoastră nu vă convine să stăm cu hârtia asta. Normal, asta. Adică sunt niște chestiuni de disconfort pe care cu greu le suportăm unii dintre noi. Nu mai spun de frustrările pe care le încercăm cu toții atunci când suntem nevoiți să renunțăm la niște plăceri ale vieții, de exemplu, la socializare. Da. Și la multe alte, școlile sunt închise, multe lucruri care ne-au afectat și ne-au adus frustrări, dar acum Biserica Ortodoxă nu exclude știința, dar am văzut în ultima vreme că nici mari oameni de știință nu exclud existența lui Dumnezeu. Știința și credința se împletesc, se întrepătrund. Eu am văzut din ce în ce mai des aceste chestiuni și nu pricep, încă o dată nu pricep de unde atâta îndărădnicie în a fi contra aici. S-ar fi putut face toate lucrurile care se fac așa și fără să fie așa. Da, dreptul domniei sale și sigur și responsabilitatea. Acum, o putem lua pe Marilena ca să ne întoarcem puțin la cele... Da, la cele de... cu care ne-am zis să rândunam. Marilena, colega mea, Marilena Dinu, se află la telefon. Ea, sigur, ca de fiecare dată, ne va aduce ultimele vești de pe frontul anti-Covid, să-i zicem așa. Să rămână, mulțumesc foarte mult, la mulți ani, că nu ne-am auzit așa în public până acum. Deci, cum stăm? Bun găsit, Doru, la mulți ani și ție și invitaților noștri ai Focusului. Bineînțeles, telespectatorilor le-am urat încă de ieri tot ce își doresc în noul an. Da, ok. Mulțumim. Mulțumim cu toții și acum hai să vorbim despre marea vaccinare. Deci, cum stăm la Buzău? La Buzău se pare că ziua de astăzi a fost mai... a decurs mult mai bine decât ziua de ieri, când a fost startul campaniei. Eu inițial am zis că, uite, vaccinul a ajuns mai devreme și atunci campania începe cu dreptul, pentru că toată lumea va avea posibilitatea să se vaccineze mult mai devreme, dar nu au stat lucrurile chiar așa, pentru că toate programările în acea aplicație și, bineînțeles, și pregătirile erau făcute în așa fel încât campania să înceapă de astăzi. Da. Pentru că aceste doze au venit în noaptea de duminică spre luni, atunci totul a fost nevoie de o repie așa pe repede înainte și astfel încât ca lucrurile să poată funcționa în centrele de vaccinare încă de ieri. Bun zis și făcut, s-au vaccinat și ieri aproape 100 de buzoieni, 103 buzoieni mai exact. Cei mai mulți au fost la centrul amenajat în incinta Spitalului Județean, unde acolo s-a și atins acel target, din câte am înțeles, în jur de 50 de persoane ar trebui să fie vaccinate pe zi într-un astfel de centru, dat fiind programul de vaccinare undeva de la 8 dimineața până la 8 seara, timpul alocat fiecărei persoane care se vaccinează. Astăzi, în schimb, spuneam, lucrurile au stat mai bine. Nu am reușit să adun datele de la toate centrele de vaccinare, pentru că lucrurile sunt în dinamică, centrele încă sunt deschise, deci oamenii încă se mai pot vaccina până diseară la 8, dar de acolo de unde am vorbit sunt mult mai mulți vaccinați decât ieri. De exemplu, la Râmnicu Sărat deja erau cu puțin timp înaintea acestei intervenții 55 de persoane, în condițiile în care prima zi au fost doar 15, adică ieri. Astăzi, la Spitalul Județean, la fel, s-a menținut acel target de 51 de
50 de persoane, nu știu dacă se aude puțină gălăgie, am și o pasăre aici acasă, mai nou, așa a venit Moș Crăciun la noi. A venit cu un papagal, A fost o paranteză. Dar ce, da, ce pasăre? Stai așa că e important pentru publicul nostru. Ce fel de pasăre? Am un perus. Ce ăla? A adus și e foarte vorbitor. Și încercam să stau undeva unde da, am și datele, dar m-am mișcat de acolo. Sper să am semnal la fel de bun. Vorbește mult? Poftim? Vorbește mult pasărea asta sau ce ai zis? Seamănă cu stăpân. Asta vreau să remarc, faptul că acum să vedem care de la cine împrumută debitul verbal, da. Perușul mai și cântă acum. Acum lasă, să nu ne cânti și tu, că să o lăsăm pe altă dată într-un cadru mai restrâns. Bine, hai să revenim. Bun, revenim la vaccinare, deci spuneam că la Armicu s-a dat astăzi 55 de persoane, la Spitalul Județean 51 de persoane până undeva în urmă cu 2-3 ore sunt datele de la Spitalul Județean și la Nehoiu au fost 35 de persoane astăzi vaccinate în condițiile în care ieri au fost doar 3. Deci lucrurile s-au mișcat, nu știu exact câte persoane au fost la Smeien și la Săpoca, dar oricum cred că și acolo s-a depășit numărul persoanelor vaccinate față de ziua de ieri, pentru că trebuie să știm, în aceste centre pot veni nu doar cei care lucrează în unitățile medicale respective, ci mai sunt programați și medici de familie, da, și personal din mediul privat care dorește să se vaccineze. Sunt direcționate aceste persoane către aceste centre unde au fost trimise deja mai multe doze de vaccin. Pentru că le spuneam și ieri telespectatorilor, noi am primit 975 de doze de vaccin, dar inițial au fost repartizate către aceste centre doar 800, și anume 200 la Buzău, 200 la Săpoca, 200 la Smeen și câte 100 la Nehoiu și Râmnicu Sărac. Putem rezolva și problema aceste doze cu... trebuie terminate în 5 zile, pentru că altfel vor expira și nu le mai putem folosi. Restul de 175 au rămas în spațiul special amenajat în condițiile termice necesare pentru... Iar în momentul în care vin solicitările, iarăși se livrează din cele 175 rămase la DSP. Am văzut și nu știu dacă ai apucat să le spui telespectatorilor că astăzi a fost o nouă videoconferință, o nouă întâlnire cu, și cu primarii din zonele în care urmează să fie amenajate acele centre de vaccinare pentru etapa a doua, în care intră întreaga populație, da? În special bolnavii cronici. Se începe după care cu pacienții bătrânii peste 65 de ani și tot așa. Da. Astăzi a avut loc această întâlnire pentru că Adina Moiseanu, cea care este subprefect și coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat inclusiv aseară la noi la Focus TV, când a fost invitată în platoul Focus News, a anunțat că a făcut o adresă specială către DSP și a solicitat ca dozele care nu vor fi folosite acum în această etapă, în sensul că dacă nu sunt atât de multe cadre medicale, atât de mulți angajați din sistemul sanitar care să vină să se vaccineze acum în aceste 5 zile, să nu se irosească acele zone, să se treacă, să fie folosite la restul populației. Am înțeles că s-a făcut această adresă către DSP. Probabil se așteaptă ca în primele 2-3 zile să scrie tot ce înseamnă personal sanitar, medico-sanitar, astfel încât să se respecte totuși strategia aceasta de vaccinare. Dar vreau să spun doar că vorbeam astăzi la DSP și îmi spunea că este foarte greu cu programarea, pentru că fie nu merge acea aplicație care nu ține de Buzău, asta este o chestiune la nivel național, da? Fie sunt cadre medicale care nu au semnătură electronică și în acea aplicație te poți înscrie doar dacă ai semnătură electronică. Când vorbim despre cadre medicale, vorbim despre întregul personal. Și TESA, și auxiliar, și infirmiere, și tot ce înseamnă într-o... Și atunci, cu siguranță, poate sunt persoane care nu au semnătură electronică. Eu nu am, de exemplu, semnătură electronică. Păi da. Deci nu m-aș putea să mă înscrie în acea platformă. Nu te înscrii la platformă, te înscrii la medicul de familie, nu?
Așa, și atunci asta, de asta spuneau că vorbeam asta chiar cu doamna doctor Scântei, am vrea să ce face, spunea că liste, 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 pentru că oamenii vor să se vaccineze, vor să se programeze și atunci trebuie trecuți pe o listă suplimentară, listele trimise către centrele de vaccinare, în funcție de cum sunt repartizați, în funcție de numărul de doze și de numărul de persoane înscrise într-o zi, pentru că spuneam de la 8 dimineața la 8 seara, dar e nevoie de un anumit interval, deci cel puțin 15 minute pentru fiecare pacient, 15 minute fiind perioada aceea de așteptare post-vaccinală, dar mai durează pentru că traseul pe care trebuie să-l urmeze fiecare persoană este destul de... sunt niște pași care trebuie urmați. Care durează, da. Necesită foarte mult timp, dar trebuie să completezi un chestionar, după care medicul va citi chestionarul respectiv. Dacă nu identifică niciun impediment ca tu să fii vaccinat, apoi treci de un examen medical esențial, adică se măsoară tensiunea, se ia temperatura și asta tot mai durează câteva secunde acolo, un minut. Deci mai e nevoie de încă 5-7 minute, să spunem, toți pașii ăștia până la momentul vaccinării în sine, după care cele 15 minute de așteptare post-vaccinală. Am înțeles. Ei, nu e vorba de câteva zeci de secunde, e vorba de minute. Mai sunt oameni în vârstă până nu prea văd bine, au nevoie de ajutor până să completeze. Până își ridică mâneca, până da. Ei, mai durează, deci nu chiar așa. Eu spun ieri la prima persoană vaccinată. Nu-i mitra ieri, da. Adică nu am vorbit din cărți sau din minte, vorbesc din ceea ce am văzut că s-a întâmplat efectiv în centrul de vaccinare în care am ajuns eu ieri la primele persoane la primele vaccinate. Ore, da. Acum, ca și o constatare personală, dacă vrei, decalarea asta sau, mă rog, venirea mai devreme a dozelor la Buzău a surprins cumva lumea medicală de aici, în sensul în care, sigur, erau așteptate peste câteva zeci de ore primele doze, au venit mai devreme și au trebuit aduși oamenii, pentru că această campanie conține și acest tip de propagandă, cumva, adică de promovare a momentului. Sigur, ca pentru a-i convinge pe cât mai mulți dintre români să-și facă vaccinul și, sigur, e parte componentă a campaniei, ziceam, toată chestiunea asta, acțiunea asta prin media, pe rețele și așa mai departe, promovarea unor personalități în momentul în care sunt vaccinate. Nu e o noutate asta și când, de pildă, am constatat zilele trecute că în America, în momentul în care s-a demarat o campanie națională în Statele Unite de vaccinare antipolio, printre primii care au fost vaccinați și s-a făcut propagandă pe această temă a fost marele rege al rock'n'roll-ului, da? Elvis Presley. Și s-a dat la televizor, așa se fac campaniile astea ca să prinzi cât mai multă lume, să convingi, da? România... Asta este și pe... Da. Pe de altă parte, ca o strategie a Buzăului, dacă vrei, asta este o observație personală, încă din prima zi în care au sosit dozele, s-a dorit să se înceapă vaccinarea în toate centrele. Da. Spun asta ca o observație personală. De ce? Luând de exemplu și făcând comparație cu Vrancea. Ieri, de exemplu, în Vrancea, pentru că dozele au ajuns în același timp ca și în Buzău, același număr de doze, dar, cu toate acestea, ieri în Vrancea a debutat vaccinarea doar în două centre, în spitalul de la Focșani și în spitalul militar, în spitalul județean Sfântul Pantelimon din Focșani și în spitalul militar. Urmând ca astăzi să înceapă vaccinarea în alte trei centre, în alte trei spitale și abia mâine pe 6 ianuarie va începe vaccinarea în spitalul suport COVID de la Adjud. Deci s-a început etapizat. Da? Și automat ieri, de exemplu, și vreau să spun ca și număr de persoane, ieri în Vrancea au fost tot 100 și un pic, 102, 3, tot ceva de genul, dintre care 80 au fost în spitalul județean din Focșani. Deci cam tot același număr de persoane s-au vaccinat ca și în Buzău, unde a început vaccinarea în toate cele 5 centre. Nu Bun. Știu astăzi ce s-a mai întâmplat în Vrancea, clar numărul a crescut pentru că s-a mai dat drumul la încă 3 centre, dar ca și strategie, așa, ca și o observație personală din ce am putut eu să fac. Nu știu dacă la un moment dat a fost un fel de plan B, așa, adică
Nici n-am mai ținut neapărat de strategie, venind mai devreme dozele, cred că autoritățile medicale au mobilizat parte dintre cei care au venit la vaccinare ca să iasă programul mediatic. Asta zic, foarte important, nu e nimic aici de criticat. Este important și există și presiunea timpului pentru că aceste doze pot fi folosite 5 zile, adică... Asta spun, adică dincolo de asta trebuie să și consum dozele, da? Care nu sunt chiar atât de ieftine, n-am stabilit cât costă nici acum, dar... Nu ni s-a răspuns, a fost o întrebare a jurnaliștilor cât costă acest vaccin nu. Și nu ni s-a răspuns. Nu cred că trebuie să, nu cred că la Buzău, pentru că Buzău nu face facturi pe treaba asta, nu știi cât ce facturează, se face nu, la nivel național, dar... Nu, dar idee, să spunem... Ideea am văzut că e vorba de 30 de dolari, da. 30 de euro, 12 euro, am văzut așa pe internet, dar... Nu știu, nu mi se pare nici, nu știu dacă e scump sau ieftin, chiar nu mă pricep în primul rând că habar n-am care ar fi prețul corect aici, de unde să știu eu. În sfârșit, nu asta era discuția, ci doar vreau să știm așa care ar fi efortul nostru bugetar, că totuși costă ceva. Mai departe, după aceste zile, cum ai reușit să palpezi așa starea de spirit, adică printre oamenii cu care ai vorbit din sistemul medical, fiind ieri de dimineață în teren, oamenii, cei din etapa întâi, se înghesuie să facă vaccinul ăsta sau nu? S-a modificat ceva? Mie mi se pare că numărul oamenilor care doresc să și-l facă, fie că sunt din sistem, e destul de mic în acest moment. E și la început, e drept, da. Mai așteaptă să mai adune informații sau să vadă dacă apar reacții adverse. Din ce am vorbit eu și ieri, inclusiv în direct, am ținut foarte mult să fie cât mai multe persoane în direct care să spună și să fie auzite de telespectatori în direct dacă au sau nu reacții adverse. Inclusiv doctorul Micu, după 7-8 ore, a spus că nu a avut nicio reacție adversă. Toată lumea a spus că vaccinul nu este dureros. Acum am văzut o schimbare așa în zilele astea, în sensul că fie s-au mai dat exemplu și s-au impulsionat, adică puterea exemplului a venit și a făcut treaba, în sensul că mai mulți au dorit vaccinarea. Pe de altă parte, alții au spus că mai așteaptă să mai treacă câteva zile, adică vor să urmărească. Inclusiv doctorul Micu a spus că a vrut să fie primul și a vorbit cu alți colegi din țară care a făcut acest vaccin. Bun. Da, deci oamenii se întreabă ce se întâmplă după acest vaccin, astfel încât să prindă curaj și să fie vaccinat. Au fost și persoane care, de exemplu, din start au spus că au încredere într-un asemenea vaccin pentru că știința a evoluat și atunci nu mai e nevoie de ani de zile să poți să faci un vaccin bun. Da. Și... Acum, eu cred deci, că... părerele sunt împărțite. Am înțeles. Mie mi se pare bună alegerea primului buzoian care să fie vaccinat, doctorul Bogdan Micu. Este omul care a tratat, nu știu dacă mii, dar câteva sute și sute de pacienți infectați cu COVID, a tratat omul ăsta. Și, avem 8300 de cazuri, deci nu știu, câteva avem. Mii clar au ajuns și acolo. Mulți au fost tratați și omul ăsta a lucrat magistral. Și atunci sigur că măcar și cei care au intrat în contact în calitate de pacienți, de aparținători sau cine știe cum cu acest om, și cu colegii lui, sigur că vor căpăta încredere să-și facă acest vaccin. Pentru că au tot felul de chestiuni. Dom'le, dar absolut neimportante în economia discuției. De pildă, și aici o să continui discuția cu domnul Belu. Și dom'le, virusul există, dar a fost dat de nu știu cine. Virusul a fost scăpat din laborator, a fost făcut scăpat și așa mai... Nu contează mai puțin dacă virusul ăsta îmbolnăvește niște oameni și vaccinul ăsta este bun. Asta e. De aici trebuie să plecăm. Ce contează dacă a apărut natural, l-a dat Dumnezeu, nu știu, l-a făcut în laborator sau l-a scăpat unii. E virusul pe aici. Asta este ideea de bază și atunci trebuie făcut ceva
să scăpăm cât mai ieftin din această încleștare. Da, Marilena, dacă mai e ceva, i-aș ruga pe colegi dacă au la îndemână cartonul cu zonele în care, cu centrele în care oamenii se pot duce să se vaccineze, măcar așa să știe cetățenii acestui județ cam pe unde ar trebui să ajungă la un moment dat când vor voi să-și facă vaccin. Indiferent da, de etapa cu mențiunea, te rog, Doru, că s-au schimbat, într-adevăr, da, acel carton îl au colegii noștri, l-am difuzat și noi aseară, dar se pare că între timp sunt ceva modificări, în sensul că aceste centre, după ce s-au stabilit acele locații, a fost nevoie ca, bineînțeles, centrele să fie vizitate de medici, de un medic specialist. Între timp a apărut și acel ordin care spunea clar cum trebuie să fie organizate aceste centre și atunci sunt ceva modificări, în special în municipiul Buzău s-au modificat un pic locațiile pentru că cele propuse inițial nu îndeplinesc ca la carte condițiile cerute. Deci, în momentul acesta nu le am nici eu în față, aceste centre, ca să ți le pot citi exact. Urmează și le promit buzoienilor că vor fi aceste centre făcute publice, fără doar și poate și pe Șanța News și la noi peste tot. Vorbim despre cele care s-au modificat în municipiul Buzău, nu? Dacă am înțeles bine, nu? Da, da, da. Deci în municipiul Buzău sunt câteva modificări în ceea ce privește centrele de vaccinare, în sensul că acolo erau propuse ca locații niște spații ale primăriei în care erau organizate diferite cluburi de seniore. Acele centre nu mai sunt. Vor fi organizate câte două centre undeva în clădirea de pe Bolcescu, cea care era a DSP-ului și vor fi acolo două centre, două... Brătianu, da? Vorbim despre acea da, clădire. Da, 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 da. Acolo vor fi două centre. Alte două centre vor fi la acel laborator, ajută-mă un pic. LSM, laboratorul de sănătate mentală, nu? Exact, din... acolo vor fi două centre amenajate pentru că spațiul permite, deci patru. Încă un centru va mai fi la liceul cu program sportiv, dacă am reținut eu bine, repet, nu le am chiar acum în față. Va mai fi un centru și la o clinică privată. Tot în municipiu, care să fie redat municipiului, tocmai pentru că, repet, spațiile pe care le-a propus inițial primăria, ca avându-le în proprietate diferite apartamente sau clădiri, după ce au fost vizitate de medic, s-au dovedit că nu îndeplinesc ca la carte toate condițiile. Și atunci astăzi s-a mers la prefectură cu o altă listă de centre. Și de asta nu le am eu exact, pentru că au fost astăzi de după amiază a fost această întâlnire. Atunci nu mai dăm cartonul. La care a participat viceprimarul Ionuț Apostol, din ce știu eu. Da, nu mai dăm cartonul pentru că s-au produs modificări și pe carton au fost operate. Da, este cel mai bine ca în cursul zilei de mâine să le actualizăm și să le dăm. Astea știu modificări la centrele din municipiul Buzău. Vor rămâne tot 7, așa cum s-a propus inițial, doar că sunt schimbate locațiile. Cu siguranță astea vor... ni s-a explicat de la început că e posibil să sufere modificări pentru că este o etapă în lucru, în pregătire. Am înțeles. Cea de-a doua etapă. Bun, dar e important de acum cred că e important să știm că am văzut și postarea doamnei Moiseanu, unde spune domnia sa faptul că astăzi a avut o ședință, exact cum ziceai, cu factorii de răspundere implicați în această campanie și că s-a decis vizitarea tuturor acestor centre și împreună exact cu cei de la DSP să vadă cât de conforme sunt ele cu cerințele pentru așa ceva. Așa că e important. Bun, cam astea ar fi, nu, ultimele noutăți de pe frontul anticovid? Cam asta ar fi, doar dacă eu am pregătit o scurtă declarație a doamnei director Cristina Ungureanu, doamna director de la Direcția de Sănătate Publică, este un, practic, un răspuns la câteva, sau câteva răspunsuri la câteva întrebări ale noastre. Ieri au fost adresate aceste întrebări cu privire la în ce moment ne mai aflăm acum epidemiologic vorbind, la ce să ne mai așteptăm după aceste sărbători, dacă vor fi ceva modificări și, bineînțeles, câte teste să fac, pentru că este important în această
pandemie să se testeze. S-a spus încă de la început. Da. Că doar așa vom afla cât de răspândit este acest virus în județ și în țară. Acea declarație o au colegii noștri. Da, e pregătită. Poți să o difuzez, să o vadă și telespectatorii și să audă exact răspunsurile la aceste întrebări. În rest, cam atât. Avem în continuare un număr mic de confirmări de la o zi la alta, în jur de 20, dar în momentul acesta nu cred că aceste confirmări ne spun foarte multe. Exact cum au spus și cei de la DSP, trebuie să așteptăm să treacă câteva zile să reia toată lumea activitatea, să înceapă iar mișcarea prin oraș, pentru că au început să ne vină din nou pe buletine confirmări în laboratoarele private, semn că oamenii și iarăși au început să se testeze, pentru că a fost o perioadă de sărbători când nu prea ne mai veneau pe buletin, nu ne mai venea această informare că au fost persoane care s-au testat și în mediul privat. Semn că de sărbători lumea probabil s-a testat doar dacă într-adevăr au avut simptome care să-i alarmeze. Când intră în comunicarea oficială și rezultatele la testele acelea rapide? Că... Teoretic de astăzi, dar vedem. Încă eu nu am uitat, recunosc, pe buletinul național să vedem dacă avem această comunicare, dar... O să vedem în zilele următoare. Pentru că aprecierile specialiștilor erau că la un moment dat, intrând și astea în comunicare, va exploda numărul de cazuri oficial, cum ar veni. Apropo de cele găsite pozitiv, era vorba despre luarea în calcul a testelor rapide, alea non-PCR, testele rapide, dar alea făcute în sistemul medical, adică nu cele pe care le cumpărăm noi, după unde le cumpărăm, ne facem acasă așa pentru propria noastră. Da, cele noastră. Făcute la UCI, alea, n-au nicio, făcute... alea nu intră în statistici, nu intră în comunicare, nici alea. Ok. Bun. Îți mulțumesc atunci, Marilena, dacă nu mai ai nimic de adăugat. O să vedem și o să ascultăm împreună declarația despre care vorbeai, după care o să-i rog pe colegi să introducă publicitatea. Rămânem în continuare cu domnul Belu. Haideți cu declarația, vă rog. La acest moment suntem în scenariul verde, rata de incidență la nivelul județului este una bună și probabil că după sărbătorile de iarnă ne așteptăm și la o creștere a cazurilor. Vom vedea pe parcursul lunii ianuarie sau după jumătatea lunii ianuarie mai cu seamă. Da, ne puteți spune și care este media de testări pe zi? Media de testări este una stabilă la acest moment. Adică nu mai este nici nu cu o avalanșă de persoane care vin la testare, iar la noi se lucrează în fiecare zi aproximativ 288 de probe. Interes public. Da, bună seara din nou, suntem în partea a doua a emisiunii noastre. Mă amuzam aici cu domnul inginer Belu, în pauza de publicitate. Există o știre în mediul online, nu e așa, domnule Belu, care zice așa că ăștia din insulele Feroe, marii noștri adversari ai naționale de fotbal a României, pe care exact. Nu prea mai batem nici pe ăștia, insulele Feroe. Da, tremurăm de frică când mergem acolo. Ne tremură șorturile pe noi și ne tremură genunchi. Domnule, cred că pe Feroe totuși reușim să-i mai batem câteodată la fotbal, zic, cu echipa asta națională a României. Asta mare, că aia mai mică e mai destoinică, așa. Aia de tineret. În sfârșit,
Ce au făcut feroezii ăștia? Au făcut un tunel între două insule submarini, nu? Între trei insule. Sau între trei insule, da? Între trei insule, pe fonduri europene. Deci gândiți-vă că insulele Feroe are 50.000 de locuitori. Așa. Deci mai puțin decât Buzău. E cam cât drumic. Și facă în trei ani de zile un tunel. Cam cât drumic. Care pe trei insule și când la un moment dat ca să s-au împărțit în două acest tunel, în două, ca să ducă unul la o insulă, la o insulă și acolo a fost sub apă, la vreo 187 de metri, un sens girator. Un sens girator. Haideți să vedem. Auziți, dar ăia, sensul ăla girator al lor ar fi funcționând bine? Doamne, după cum am văzut eu, cred că da. Dar gândiți-vă, 11 km de tunel pe da. Sub mare, da. În 3 ani de zile, cu sensul giratorii, vă dați seama ce e acolo, și noi nu suntem în stare 3 ani de zile să asfaltăm o stradă ca lumea, de la un cap la altul. În orașul Oraș, Da, da, s-a făcut un giratoriu aici pe Frăsine, da? Ia dați voi poza aia frumoasă, ia. Nu o putem lăsa. Lăsați-o că e bine și pe înalt, așa. Deci acolo undeva în plan îndepărtat se află un giratoriu, da? Un giratoriu care atunci când a fost făcută poza conținea deasupra lui ce? O mașină, nu? Urcată acolo. Era păi da, este giratoriu cu mașină, că avem și giratoriu cu avion, avem și giratoriu cu avion, ne trebuie și giratoriu cu mașină. Aia poate să o lase acolo, nu? Să zicem ca să să mergem în, cum să spun, în tren. Am văzut acolo e avionul, au fost trei mașini s-au urcat acolo, da, venind toate dinspre trei în două săptămâni. Dinspre contactoare către nord, în partea asta către avion, da, cum ar veni, pe Frăsina. Da. Am mai dezbătut aici subiectul și cu un domn de la poliție care, mă rog, omul n-avea nicio... giratoriul ăla, în afara faptului că n-avea bopsea reflectorizantă pe el, că nu era luminat așa cum trebuie, că oricum e atipic, da? Că nu arata giratorul. Giratorul înseamnă că undeva într-un mijlocul șoselei se pune sensul ăla și... Nu, ăsta era undeva pe dreapta de balansat așa, adică s-a decupat cumva din... parcarea bălora de acolo, s-a făcut așa un giratoriu de ăsta atipic, oricum brusc așa ți apărea în față. Oricum are și o rază mică de girare acolo, e foarte mică. Exact, adică o rază foarte mică, dar nu numai că e foarte mică de girare, dar nu e, îți vine direct în față ție ăla, ăstuia care vii pe Frăsine dinspre contactoare. Ălălalt merge aproape drept, da? Ăla care vine invers. Dinspre avion către da, contact. Da? Da. E atipic. E cam dezaxat. Da, să zicem că... Dinspre contactare. I-au povestit oficialii Buzăului faptul că, domne, sigur, nu l-a recepționat, parcă domnul Apostol spunea, am văzut într-o știre, zice, noi nu l-am recepționat, nu e făcut de noi, e făcut de un operator economic de acolo, din zona, nu-i mai zic numele, dar le-am impus să facă și să treacă. Între timp, într-adevăr, s-a vopsit cu ceva reflectorizant acolo, a devenit mai vizibil. A stat însă 2-3 săptămâni, poate chiar mai bine, în stadiul în care s-au urcat mașinile pe el. Tot oficialii spuneau, zice, domnule, 99% dintre cei care au trecut pe acolo au reușit să facă giratoriul ăla. Trei n-au reușit. Bun, de acord. Dar dacă trei n-au reușit, mi se pare că e o cifră cam mare. Adică... Nu, problema nu e vorba că au trei domnul Gheorghiade, trei în două săptămâni. Trei în două săptămâni, păi, deci, sigur, în două săptămâni. Să asta dacă e trei în trei ani, e una. Dacă e trei în două săptămâni, înseamnă că e o problemă undeva. Da, deci discuția e următoarea atunci. Stați puțin, înseamnă că e ceva în neregulă. Eu nu spun că oamenii au fost super șoferi și super atenți, poate că au greșit. Și au greșit, că ei, la alții care au reușit să treacă pe acolo, n-au greșit și au... urma traiectoria corectă. Nu, dar era în neregulă și este în continuare în neregulă. Ăla nu e un giratoriu acolo, e așa... O gâlbă în mijlocul asfaltului. Da, nu e. Există niște standarde aici. Ca și, țineți minte, domnul Belu, că s-au făcut acum câțiva ani în dreptul unor treceri de pietoni, în special în apropierea școlilor, niște calmatoare. Domnule, dar țineți minte cum le-au făcut prima dată, le-au făcut din beton și arătau așa ca niște borduri. Intrau ăia cu mașinile și zburau până aer, nimereau pe trotuare. Țineți minte la școala 15, la școala 8. Da, da, da. Domnule, și giratorile ca și denivelările alea au niște standarde, domnule. Să fac din anumite materiale, nu să fac așa ca
Și giratorile nu, de asemenea. Și în general, calmatoarele trec fac, din cauciuc. E un raport între înălțime și lungime și lățimea păi, lui. Păi sigur, ca să nu te arunce. Cât e mai înalt, poate trebuie să fie mai înalt. Păi, ca să exact dacă vii cu o viteză prea mare, are rolul de a te trezi din reverie, nu de a te arunca pe trotuar. Adică... E posibil să te arunci pe trotuar dacă nu păi, te aruncă pe trotuar dacă vii cu 200 la oră, dar e puțin probabil. Dacă vii cu, în loc să vii cu 50, vii cu 65, cu 70, l-ai depășit, te-a zguduit și asta e, dar nu te aruncă pe trotuar. E, asta e treaba cu aceste... aici s-a făcut așa că, sigur, a fost în mare gramă că trebuia un girator acolo, că veneau sărbătorile, că, într-adevăr, acolo se gătuiește, se gătuia și se gătuiește în continuare și cu giratorul ăla. E altă discuție, dar n-a fost bine făcut. Oricine poate să spună chestiunea și pe deasupra cum să pui problema, zice domnule, au venit niște amețiți și au nimerit acolo. Da, păi dar noi ce am făcut? O capcană pentru amețiți? Ăia nu sunt oameni, noi îi prindem așa, îi scoatem din trafic pe ăștia, îi băgăm în giratorii și urcăm sus pe ele? Nu cred că asta-i scopul. Este că la un moment dat era de la o firmă de asta de securitate care era sus în vârful giratorului. Păi. Cred că a fost prima. Da. Dacă nu mă știu, sau ultima, nu mai știu. Da. Asta e. La noi se face, se fac lucrurile așa cum se fac. Păi de ce să se facă? Nu, dar știți cum e la noi? Da, se face și după aia vine ce se întâmplă. Înțelegeți? Și luăm măsurile ulterioare. Nu ne gândim dinainte. Dom'le, s-ar putea să întâmple asta, s-ar putea să întâmple asta. Era, cum zice, la sine întâlnă, a zis și dumneavoastră că mai avem problema, am avut problemă, nu știu acum, ei sunt acum, cu giratoriul de acolo, dintre Ploiești. Da. Că și acolo s-au, tot așa, în două, trei săptămâni au fost o grămadă de activă, două de astea s-au răsturnat sau nu știu ce a făcut acolo. Păi da. Și ăla e un sens mare, făcut mare, să zicem că da. E vizibil. Nu e, n-a fost nici ăla foarte multă vreme vizibil și nici acum nu e foarte vizibil, să știți că nici ăla nu e foarte bine marcat. Da? Nu respectă... Să știți că am mai nimerit și eu în țări străine mergând cu mașina, nu sunt eu mare șofer. Dom'le, dar acolo marcajele sunt marcaje firar să fie. Dom'le, dar niște, nu știu cât de bune sunt și șoselele mai bune. Dar ce marcaje au, nici nu se compară. Adică... Au presenalizările în primul rând. Presenalizările păi sunt e important, dom'le, dacă... 100-200 de metri înainte se avertizează, urmează ce urmează. Păi e important. Un felul de licurici de aia, de te arată. Păi... Da, e altă... Nu mai dezvoltăm subiectul, că deja ne enervăm. Păi de ce să nu? Nu, trebuie dezvoltăm, pe acolo trec mii de oameni. Acum am văzut că, repet, s-a găsit o soluție. Și s-a mai marcat acolo, s-a mai dat cu vopsea sau nu știu ce. Dar asta trebuia făcut de la început, adică nu dai drumul la circulație acolo până nu te asiguri că nu e pericol. Adică ce am făcut? Am fluidizat circulația și am urcat mașini pe giratori. Ce noi măi asta? Ce am rezolvat? Tipic românește. Într-adevăr era nevoie, ca și acum 3 sau 4 ani când s-au pus calmatoarele de trafic pe lângă școli. Era nevoie că nu oprea nici naiba pe la... Nu le-a dărâmat. Nu le-a zis că le-au dărâmat. Păi nu știți că le-au... După aia le-au dărâmat. Păi, da, mi-aduc aminte că o dubiță dintre aia era să omoare un om pe la școala 8, acolo, că a intrat mai cu viteză, așa, nu erau nici vopsite, nu le vedeai, erau culoarea asfaltului mai pe seară, așa, nu le vedeai deloc. Veneai, nici nu-ți trebuia. Și dacă veneai cu 40 peste aia acolo, sărai pe trotuar. Adică, n-ai așa niciun pic de viziune când te-a pus să lucrezi așa ceva? Acolo, la locul faptei, ca să zic așa, la acolo, în teren, tu care te-ai apucat să faci, ăla, ce a fost un șef de echipă, s-a uitat pe proiectul ăla pe hârtie, că presupun că a avut un proiect, nu? Băi, dar cum să fac, mă, eu așa ceva? Ia stați, mă, să ne gândim mai, băi, oameni, ia opriți-mă puțin, cum să le fac așa de înalte, mă? Păi când o veni unul cu o mașină mai cu viteză așa să urcă pe școală, ceea ce era cât pe ce se întâmplă, adică... chestiunea asta cu, domnule, ăsta e proiectul, facem așa, nu contează cine moare, mi se pare de o stupizenie extremă și o lipsă totală de responsabilitate. Eu, acolo pe proiectul ăla trebuie să fie și avizul poliției, presupun. Domnule, hai să zic că ăștia nu s-au priceput, dar cei de la poliție, la voi, frate, nu dați acum la circulație până nu respectați toate punctele care le-am trecut noi. Eu am înțeles. Păi, nu știu, cine trebuia să vadă lucrurile alea? Domnul primar Marian Mușat la telefon. Și schimbăm cu ocazia asta subiectul și titlul. Marile probleme ale primăriilor din județ.
să zicem acolo. Bună seara, domnule Mușa, și la mulți ani! Bună seara și la mulți ani! Mari probleme, am văzut că a scris epistole primarii de localități. Nu, au scris, cred că nu ați înțeles destul de bine. Am înțeles, adică da. Nu sunt niște probleme ale primăriilor. Nu. Am zis așa, e un este titlu general. Este o problemă de respectare a legii. Da. În primul rând. Care aduce niște, care nerespectată fiind, aduce probleme primarilor și prin esență primăriilor. Asta e, nu? Cam asta. Da. E. Bun, haide să intrăm vreau în subiect direct. Că demersul nostru, că bănesc că despre asta este da, vorba. Sigur. Despre demersul Asociației Comunelor. Comunelor, da. Pe care le, asociații pe care o reprezentați dumneavoastră, da? Eu reprezint filiala Buzău, Asociația Comunelor. Emil Drăghici este președintele... Da, ok, pe care l-am văzut și dimineață pe la tuturor. Șeful cel mare. Vă rog, haideți să vedem care e problema, da. Sau probleme. Noi am făcut o plângere prealabilă care a fost depusă la guvern, urmând ca să fie trimisă la avocatul poporului dacă nu se ia nicio măsură și apoi o să ajungem să o depunem la instanța de contencios administrativ în final. Deci. Toată această plângere s-a scris datorită rectificării bugetare din luna decembrie, despre care cred că știți că s-au mai fost date articole, s-a făcut în mod inegal către administrație publice din țară și în primul rând, ca să spun, este vorba despre ordonanța 226, care a fost dată în ultima zi a anului trecut. Pe 31. Aceasta... Poftim? Pe 31 decembrie. Pe 31, exact. Da. Ei, și această plângere se referă la modul în care guvernul a luat aceste măsuri bugetare și fiscale fără să respecte legea care nouă ne este impusă în fiecare zi. Știm cu toții că orice modificare legislativă urmează niște pași înainte de a fi promulgată. Iar această lege care a fost promulgată pe 31 decembrie a sărit toți acești pași. Adică, anunțul de elaborare nu a fost adus la cunoștință publică, trebuia să fie adus cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunere spre avizare. Trebuia să fie lăsată în dezbatere cel puțin 10 zile, nu s-a întâmplat acest lucru. Iar proiectele care privesc în mod direct administrațiile publice locale trebuiau trimise spre consultare structurilor asociative. Structurile asociative cum este Asociația Comunelor, Asociația Municipiilor, Orașe, Consiliul Județene și așa mai departe. Am înțeles. Nu s-a întâmplat nici acest lucru. Bun. Toate acestea... Întrebarea era, unde-i deranjul? Concret, ce prevede acest... Deranjul este că nu a fost respectată legea exact de cei care cer să fie respectată legea. Nu, am înțeles, dar... Sau în această ordonanță s-au înghețat salariile, pensiile, s-a mărit punctul de amendă fără să crească salariul minim pe economie și mi se pare că toate aceste lucruri venite din partea guvernului nu sunt normale. Salariile și pensiile cui? Salariile din administrație și pensiile în general. Și pensiile în general. Ok. Adică vă afectează pe dumneavoastră în calitate de primar, viceprimar la salariu și la pensie, nu? Vedeți că întotdeauna deci au fost scos în față salariile viceprimarilor ale președinților Consiliului Județene, acea indemnizație de pensie care a fost cerută. Da. Deci s-a trecut peste nerespectarea legii, dar s-au scos în față exact aceste lucruri ca să spune, uite, primarii cer salarii mari sau președinții Consiliului Județene vor pensii speciale. Da. Dar chiar și aici, dacă tot am ajuns în acest lucru, putem spune că un primar sau un președinte Consiliului Județean care a avut 2, 3, 4 a ieșit la pensie, nimeni nu spune că a ieșit cu o pensie de 1200 de lei. Da. Foarte puțin, într-adevăr. În timpul mandatului, neputând să acceseze fonduri europene ca să facă un proiect pe, nu știu, da, pe agricultură, nu care nu are nicio treabă cu administrația publică locală. Da, adică... Deci totdeauna s-a căutat să se spună că, ia uite, cer salarii mari, cer pensii mari,
Deci noi acum vorbim de nerespectarea legii, deci nu de salariile primarilor, ale viceprimarilor. Nu cerem așa ceva. E adevărat. Spunem că această lege care a fost dată în ultima zi din an nu a respectat toate etapele pentru a fi promulgată. Asta am înțeles. Dar urmau să vi se mărească salariile sau... Noi nu se măresc salariile, noi avem o indemnizație care crește în funcție de salariul minim pe economie. Am înțeles. Este... Acum... V-aș întreba deci, așa, nu dacă vreți... Deci nu salarii, deci sunt nicio formă. Dacă vreți să răspundeți, îmi răspundeți. Dacă nu, nu. Dumneavoastră, ce salarii aveți ca primar? Adică, 5.000 de lei. Cât? 5.000 de lei. Foarte puțin, după părerea mea, pentru un primar, chiar și pentru o comună mică. Aici... Și dacă aș ieși la pensie mâine, așa, dar nu este asta cazul, era următoarea întrebare. Aș ieși la pensie cu o pensie de 1.400 de lei. Da. E, nu-ți vine să te faci primar, din punctul ăsta de vedere, da. Adică, sigur, sunt și salarii mai mici de 5.000 de lei, dar și răspunderea ca primar e pe potrivit. Exact, exact. Sunt de acord. Nimeni nu se deranjat la 11 noaptea decât un telefon ca să spună că nu știu ce s-a întâmplat în localitate. Acum cârcota și spun, domnule, asta e, nu-l obligă nimeni pe domnul Mușa. Corect, întotdeauna s-a spus acest lucru. S-a spus, nu-l obligă nimeni pe domnul. Am auzit de multe ori lucrul ăsta. Sigur, normal. O să zic că domnul Mușat, dacă nu-i convine, să se ducă la privat. Nu e o problemă. Corect, corect, corect. Și, dar eu zic că dacă vrem să avem dacă vrem să avem un corp de administratori, că sunt primari, că sunt președinți, că ei trebuie să aibă niște salarii care să le confere o independență financiară, astfel încât să-și facă treaba liniștiți și ei și familiile, fără grija unei pensii de 12 milioane care este de restul universului cu asta. Dar sunt de acord, deci sunt absolut de acord. Sunt absolut. Indemnizație de pensie, că nu face pensie specială. Da. Deci, dacă nu iasă un primar sau un vece primar, tot cât a fost la primărie, a avut o indemnizație și nu a luat un spor de vechime, și să trezească că iese la pensie, v-am spus, deocamdată... Deci acum susțin cazul celor care sunt în vârstă și ar trebui să iasă la pensie. Nu mi se pare că după 4-5 mandate să fie normal să ia 1.200-1.400 de lei. De acord. Pentru un primar de comună, pentru un primar aveți puțin, pe la orașe am văzut că salariile sunt mai mari. Mai mari în sensul de... Buzoierii, de exemplu, nu o duc bine din cauza la localitățile mici. Am văzut și Nu cred. E o prostie. N-are nicio legătură. Cum adică din cauza... Așa e zona. N-ai ce să faci. Sigur că municipiul Buzău este locomotiva județului. Păi este. Și municipiul București este locomotiva județului Ilfov. Ce vrei să facem acum? Dar și cei care lucrează în Buzău sunt din localitățile învecinate. Păi și mai vin și din localitățile învecinate și asta e situația. Și în America sunt mari aglomerări urbane și după aia e o sărăcie pe acolo, în statele normal. Lor. Nu, dar să nu revenim la uile noastre, la demersul nostru. Având în vedere demersurile care s-au făcut la nivelul fiecărui județ și la nivelul întregii țări, să știți că totuși a avut ecou, iar vineri reprezentanții Asociației Comunilor sunt invitați de către ministrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la consultări. Da. După părerea mea, aici trebuie dat un semnal de normalitate din toate punctele de vedere față de oamenii pe care, dacă vrem să avem un establishment performant, trebuie să-l și remunerăm ca atare. Adică dacă vrem să avem un corp al primarilor destoinici în țara asta, nu trebuie să-i punem să lucreze muncă voluntară. Și după aia să ne mirăm și dar cu toate astea primarul ăla și-a făcut casă și nu știu ce. Păi da, pentru că... Păi nu, ar trebui să stea la cort un primar. Da, adică da. Să-i suspectăm după aia pe oamenii ăștia că au furat, ceea ce iarăși nu-i corect, bineînțeles are că grijă, nu. Are grijă. Da, știu că are grijă, am văzut. Da. Dar okay. V-am spus, nu este problema aici, nu este problema în demersul nostru, nu este vorba despre primar și viceprimar sau președinte Consiliului Județean. Bun, am înțeles, apărați niște principii, asta am înțeles și acum exact, și... Exact, și deci nouă ni se cere să respectăm legea, să publicăm bugetul, să-l băgăm în dezbatere publică, dar sunt date legi care sar peste aceste lucruri. De acord. Și sunt date exact de cei care ne cer nouă ca să respectăm legea.
Deci, chestiunea asta trebuie lămurită în sensul acesta, pusă legea la locul ei, gândite salariile și indemnizațiile și ce mai aveți dumneavoastră acolo, că un primar nu poate să desfășoare cel direct. Mai desfășoară oamenii, pun familie, pun interpuși, mai fac afaceri, dar direct n-ai voie să faci. Nu te lasă. Deci ești primar și atât, nu poți să mai ai un magazin în sat, da? Nu poți să faci nimic. Nu poți să bine ani, da? Da? Am văzut primari de dumneavoastră care au constatat de către ani incompatibil că și-au cumpărat hârtie igienică de la primărie de la magazinul soției. Și chiar dacă hârtia era mai ieftină... Nu contează că era mai ieftină, de ce a cumpărat de la soții, vedeți? Exact. Adică exact. De la el. Dar era mai ieftină, că eu știu că eu m-am documentat. Da. Domne, era mai ieftină decât în piață. Mi se pare, bun, legea e lege, hai să o aplicăm, bun, am vândut hârtie. Dom'le, dar dacă vrem să cerem performanță unor oameni, trebuie să-i debarasăm de grija financiară a zilei. Și după aia să le cerem performanță și să-i tragem la răspundere pentru ce au făcut, ce n-au făcut, să ne ducem deci cu legea. Exact ce v-am zis, de exemplu, nu avem voie să accesăm fondurile europene ca să facem un proiect pe agricultură. Da. Ar fi putut legea să spună clar, doamne, ți-ai făcut un proiect pe agricultură, nu vinzi produse sau nu ai legătură cu statul, îți faci contracte numai între privați. Nu da. Dar avea nicio treabă cu administrația. Dar nu se vrea, să știți. Am cerut acest lucru, dar nimeni nu vrea să audă. Dar statul poate să cumpere din altă parte, de pe la... Statul poate să cumpere la privat și să facă afaceri cu privat. Nu, dar eu nu pot să cumpăr de la o asociație din comuna mea niște lucruri, da? Dar pot să cumpăr de la nu știu ce mare retailer, da? Care duce profitul în afara țării. În Franța sau în Germania, da. Vedeți? Păi asta vrem? Da, am văzut aceste lucruri de mult timp, de multe ori le-am spus, dar v-am zis, cei care ar trebui să audă, din păcate... Așa mă gândeam și eu, că ar trebui să intrăm într-o normalitate dintre asta. După cum, să știți că am văzut confrați de-ai dumneavoastră și nu o aduc, primari în diverse localități, nu neapărat din județul nostru, din până alte părți, care n-au făcut nimic o viață întreagă acolo în comunitatea lor și care sunt votați pe viață, dar n-au făcut un podeț. Să știți că un podeț, și știți mai bine decât mine, uitați ce e la locotar, de exemplu, e un lucru al naibii de greu de făcut în România 2020-2021. În realitate, zici din gură că faci podețe, dar e greu să faci. Uitați că la lopătari le iau în fiecare noapte podurile alea. Oamenii aia sunt izolați din când în când, de când vine câte o ploaie mai mare. Nu e așa de simplu. Asta sigur. Nu e așa de simplu, da? Am tras și eu din niște podețe, până le-am făcut mai mari, ca să poată să preia întreaga cantitate de apă care păi vine da, pe râncul. Păi da, dar muncă de câteva mandate ca să faci un pod. Adică da, am 2-3 ani de zile... Le-am refăcut și pe urmă am căutat specialiști și am schimbat soluția. Da. Și am făcut unele mai mari care să poată să preiau cantitate mult mai mare de apă. Am înțeles. Dar asta înseamnă muncă, asta nu să, adică, dar alții n-au făcut asta. Ies primari și aici trebuie lucrat cumva. Și acum v-aș întreba pe dumneavoastră, socotiți că e nevoie de o reformă administrativă la nivelul țării despre care tot vorbim, nu știu, de o reîmpărțire administrativ-teritorială? Nu, este... După mine este o mare greșeală. De ce? Se poate face o reformă, dar nu la nivelul de a uni localități între ele ca să ajungă la un anumit număr de populație. Acest lucru l-am mai repetat și altă dată. Duce la, cum să zic eu, se termină cu identitatea localităților. Ne trezim cu localități care nu mai au tradiții. Și așa nu mai sunt. Dar dacă mai facem și acest lucru, deja... Nu mai suntem nu mai fim nici români la un moment dat. O să spunem că suntem numai cetățenii Uniunii Europene și o să luăm tradiții din Uniunea Europeană, ba chiar și din America, ați văzut cu... Bun, dar ideea era, nici eu nu știu dacă o reîmpărțire administrativ-teritorială ar fi eficientă, eu cred că da în anumite condiții. Adică nu facem un scop în sine din a desfința primării, că nu știu ce mare economie se realizează, da? Aici, dacă vorbim din această perspectivă. Mă interesează să avem o idee mai regională privind niște proiecte de anvergură mai mare. Este foarte simplu de făcut. Cum? Deci sunt asociații de dezvoltare intercomunitară. Da, și funcționează astea? Păi, problema. Deci statul ar trebui să
ajute aceste asociații, ba chiar din contră, să fie obligatoriu să facă, să unească 2, 3 comune, 4 comune și să-și facă servicii. Atunci aceste comune rămân cu identitatea lor, dar în schimb economic pot să se dezvolte. Adică să-ți facă un serviciu de salubritate, un serviciu de iluminat, un serviciu de încăpezire. Așa. Care să desfășoare activitate în cele 2-3 localități. Ca la cooperativă. Să se servească 5.000 de oameni. Ca la cooperativă, nu? Ne unim mai mulți și facem, punem exact, pământ. Exact, și dezvoltăm economic. E, da. Adică punem banii împreună, bani mai puțin. Că dacă eu aș vrea să fac un serviciu singur, mă costă mai mult. Dacă suntem 3, împărțim la 3. Păi da, dar de exemplu, dacă dumneavoastră faceți un pod sau un podeț, de el beneficiază și alții de pe alte comune, da? Adică suportați dumneavoastră toate cheltuielile, dar de fapt îl utilizează și cei din comunele alăturate, pentru că trec încolo, încoace, nu știu ce. Corect. Și atunci, exact asta încerc să spun, că ar fi interesant de văzut cum să unim, cum să facem asociațiile astea astfel încât să nu avem, cum sunt și în Buzău la un moment dat, niște drumuri începute și care duc până nu știu unde, după aia comuna aialaltă n-a mai avut bani. N-a mai avut bani, exact. Și dacă atunci erau unite și erau într-una de ei, aveam, și făgeau un proiect comun, păi da, acel drum putea să traverseze cele 3 localități. Și aveam un circuit, cumva. Exact. Că exact, așa aveam putea alege de alta de ei, care avea iar un drum. Iată. Și tot așa. Păi asta, vedeți, am tot mers așa în ultimele luni prin județul Buzău și am constatat aceste dihotomii, aceste șosele care se terminau într-un loc fără nicio noimă, chestii de tipul ăsta, drumuri bune până la un punct, după aia s-a oprit că s-a intrat pe comuna ailaltă și aia n-au putut să-l facă, nu știu, n-au avut bani. Și eu am așa ceva, am ascultat toate drumurile spre exterior, spre comunele învecinate și mai departe, comuna respectivă n-a putut să mai continue. Eu le-am propus ca să continue drumul să-l păi pe da, teritoriul lor, dar au avut alte priorități în localitate. Păi da, că așa au avut ei strategia, de asta spun. Ce naiba să facem? Cum să aici e o chestiune de și de orgolii, cumva, dacă m-ați întrebat pe mine. Nu, dar cel mai bun v-am spus, ăsta este mai bun. Deci, adică chiar cele și mai bune. Chiar asociere de localități pentru a dezvolta și a demara proiecte de mai mare anvergură în comun, cred că este cea mai bună soluție. Bun, am înțeles, dar cum se vor asocia primarii ăștia? Vor fi ei puși? Nu vor avea ei niște orgolii la un moment dat să spună, bă, dar stai puțin că eu vreau să fiu șeful asociației și ia să îmi trag eu spuza pe turta mea că eu de fapt candidez aici și pe mine mă interesează să realizez aici. Păi nu, că se fac lucrări în comun, adică se pică de acord că este un consiliu de administrație. Bun, în esență, ziceți că se poate, nu? Sigur, dar eu am avut ADI-uri, inclusiv acum am și aș vrea să îl activez din nou. Am vorbit ieri, am chemat primarul de la Vintilă Vodă și de la Sărulești. Așa. Ne-am întrunit că suntem în ADI și să vedem cum îl activăm, că dacă te dau drumul iar la fonduri europene, să vedem ce putem face, inclusiv varianta cu gazele. Păi da, am înțeles că... Da, am înțeles. În statut ceea ce mai vrem să facem, avem în statut deja drumuri, apă, canalizare, mai băgăm și gaze. Există un act normativ care îți creează posibilitatea acum să faci proiecte pe gaze, dar având asociații dintre astea. Trebuie să fie peste 2000 de locuitori. Așa. În ADI, deci noi suntem în jur de 5000, am face cele 3. În ADI-ul ăsta, că singur da, nu știu dacă aveți 5000, n-aveți, de unde să aveți? Ba da. Singur deci, Valea Salcii are 5000. 3000 și ceva cu Săruleștiu, 1000. Nu, dar singur ceva, 800. Singur dumneavoastră aveți Valea Salcii? Păi nu, împreună. Da, asta vedeți, asta spun, da. Deci, păi da, tocmai asta ne ajută. Deci împreună putem să facem, de exemplu, să depunem un proiect pentru gaze, dar fiecare în parte nu putem. Da, e foarte important că, uite, țara românească și oamenii satelor duc lipsă de aceste facilități care, mă rog, pentru anul 2020 sunt niște lucruri, cum spunea domnul Belu, invitatul meu de pe Skype,
Domnule, au făcut aia în insulele Feroe un tunel de 11 km pe sub mare și noi nu suntem în stare să facem un giratoriu ca lumea, știți? Dar nu asta. Dacă să se regnim că romanii aveau străzi pavate și canalizare și apă. Da. Acum câte mii de ani. Păi cum? Și noi avem la momentul ăsta localități care nu au drumurile asfaltate, n-au apă, n-au canalizare. Vă dați seama că... Îmi dau seama pentru că știți, Transalpina, drumul acela extraordinar de frumos, ăla ai făcut de romani, da? Păi vedeți, da. Noi abia am reușit să-l asfaltăm acum și am făcut din asta un mare eveniment național. Am asfaltat și noi drumul făcut de daci și de romani, dar de romani. Înțelegeți în ce situație suntem? Noi suntem români, trebuie să ne afișăm în față cu orice. Da. Chiar și cu lucruri care nu sunt făcute de noi. Da, dar uitaseră să-i pună parapeți. Nu țineți bine de că nu sunt noi în terenul înalt acolo și... Cum? Păi da, nu știți că a fost, el s-a circulat pe el, dar nu s-a circulat oficial cumva, adică nu era deschis circulației publice, acolo nu te-a vendat nimeni, puteai să conduci fără carnet, că nu era drum public, pentru că n-avea parapeți. Până la urmă i-au pus în sfârșit. Bun, mulțumesc foarte mult pentru intervenția. Mulțumesc și eu. Ne auzim. O seară bună, numai bine. Vă urez un an bun și dumneavoastră și tuturor celor pe care îi păstoriți acolo. Da, asta cu asocierea e o discuție, domnule Velu, foarte importantă. Domnul Georgiade, eu am o problemă cu asociațiile astea. Noi să ne asociem. Dar dacă facem noi o comună mai mare de 5.000 sau 7.000 de locuitori și nu mai avem nevoie să ne asociem cu nimeni, facem noi singuri proiectul, avem un singur primar, un singur consiliu județean, un singur viceprimar, care face proiectul frumos, se duce, îl depune și nu mai stă. Când se adună trei comune, sunt trei primari, trei viceprimari, care sunt de la PSD, de la PNL, de la USR, de la PMR, nu știu de care. Niciodată nu. Eu știu ce ziceți. O să fiecare o să zică, nu, domnule, facem ca mine, stai că stai mie la putere acum, trebuie să faci prima dată copul în comună pe la mine sau pe... Nu, cel mai simplu, așa este, o redesenare a hărții. Bun. Știu ce îmi spuneți, vreau să spuneți așa, domnule, edilii ăștia de comune mai ales, dar și cei de orașe, gândesc tot ce fac în cheie electorală. Da, și în cutiuța lui acolo. Și spune, domnule, de ce să mă unesc eu comună și să pierd primăria? Nu mă complic, dar lasă că eu ies primar aici. Știu ce spuneți. Și oamenii, să știți că în teritoriu și am vorbit cu oameni așa de pe la țară, nu sunt de acord cu mărirea. Pentru că oamenii spun, unde mă trimiți tu pe mine, mă, dacă îmi desfințesc primăria de aici? Cum a fost asta? Printre ultimele primării înființate la Buzău a fost asta de la Florica, nu? Nu mai știu. Așa a fost după anii 90. Și ăia de acolo, oamenii de aia, mi se pare că nu mai țin minte exact, au făcut un referendum și a zis că îi vor și ei primăria lor. Că trebuiau să meargă nu știu unde, la primărie, și era distanță de kilometri și kilometri și kilometri și au vrut primăria lor. Așa au obținut-o. E mai mică. Dar oamenii de acolo, asta spunea domnul Mușat mai devreme, domnule, ei au niște tradiții. Uitați, vă dau un exemplu cu râmnicul Sărat. Știți cât de orgolioși sunt râmnicenii? Ei fiind la un moment dat județ, orgolioși în ce sens? Ei au o mândrie de asta. Memorii. Da, au o mândrie locală, în sensul că ei au fost județ plasă, ce au fost ei, și acum, dintr-o dată, trebuie să vină la București să rezolve problemele, unele dintre probleme, la Buzău, nu la București, la Buzău, de care aparțin. Și nu le convine, nu le-a convenit niciodată. Ei au un aer dintre ăsta așa de separatism, nu știu dacă separatism e cuvântul, de orgoliu local așa. Din considerentele pe care vi le spun acum, ia să-i întrebați pe cei de la bă, n-ați vrea voi să renunțați la primărie și la întreg aparatul și să vă subordonați Buzăul? Aoleu, zău mă, pleacă de aici. Nu or să vrea. Râmnicenii de pe stradă, înțelegeți ce spun? Bine, Râmnicul nu poate, e oraș totuși și are o anumită populație, dar domne, am ai comune cu 800 de locuitori, aia nu ai comună. 800. Aia 800, din aia 800, 700 or să spună că nu vor desfințarea primăriei. Dacă îi întreb pe oamenii ăștia. Dar nu prea depinde de ei aici, e o decizie care se ia politic la nivel național. Dar nu e vorba să-i sfințesc primăria.
Pentru că poți să rămână un angajat, doi angajați ai primăriei mari, care lucrează în aceeași primărie și care le rezolvă anumite hârtii, le primesc anumite hârtii, le trimit la primar, ei nu se duc cu oamenii cu jalba în băt, și omul ridică de înapoi, din același loc, documentul. Din primărie, fosta primărie, să zicem. Hai să zicem că e o anexă, vor deveni un fel de secție exterioare a unei primării mai mari. Și care rezolvă problema tot acelorași oameni. Adică că nu va mai avea primar, nu va avea consiliul local, nu va mai avea viceprimar, va avea un desa de taxe și impozite, va avea acolo un om care primește o cerere pentru, nu știu, ceva, o aprobare de construcție, sau cum se numește, autorizație de construcție. Mai ales că acum a apărut și chestiile astea online, că vorba aia, s-au făcut acum o grămadă. Poate să trimeasă omul online, primește online. Cine, domnule, bătrânica aia, vecina dumneavoastră? Domnule, mă refer că totuși mai sunt și oameni care au fost afară și zic, bătrânii ăștia, până la urmă și noi o să ne ducem, o să vină ăștia din noi care s-au da, telefonul în mână. Așa e că ne ducem la un moment dat toți, dar chestiunile... Dar nu știi primăria, îi lași niște, dar numai un minimum de personal care preia anumite știi? Chestii, ăla le duce la primăria centrală, le rezolvă, și le aduce înapoi și omul le ridică tot de la primăria care era odată. Bun. Noi zicem secția exterioară Florica sau secția exterioară Valea Sarcii sau secția exterioară Lopăta sau nu știu, depinde cum s-o împărți. Și eu cred că e nevoie să mai redesenăm cumva și să adaptăm la anul 2021 harta asta făcută în 68 de împărțire teritorială pe județe, cum i-a făcut acum, pe primării și așa mai departe. Știți că până în anii 90, vă spun, din interese diverse, s-au format cu sutele de primării în plus în țara asta și acum s-a constatat că între altele s-a mărit birocrația. Dar birocrația ca birocrația, ce spunea și domnul Mușat, nu trebuie să faci niște asociații că nu poți să gândești... În situațiile actuală, la modul cum este organizat acum administrativ teritorial țara, numai așa poți să faci ca să obții acele fonduri europene, pentru că acolo se impune un minimum de cetățeni. Dar nici nu e vorba numai de fonduri europene, că, de exemplu, dezvoltarea rețelei de gaz metan nu e pe fonduri europene, e pe fonduri guvernamentale. Dar și aici e aceeași situație, că nu poți să bagi într-o comună și în altă să nu bagi cine vine să-ți facă o țeavă sau aducă de nu știu unde pentru 30 de cetățeni. Asta spun și eu. Domnul Mușa zice, nu domnule, că o facem cu asociațiile, dumneavoastră spune, nu domnule, trebuie reîmpărțită. Aici e disputa. Aici e disputa. Am aici SMS-uri, s-a stârnit un val de comentarii de la domnul Mușat. Oamenii spun, domnule, cum să nu se poată trăi, de ce e înghesuială mare când e vorba de alegeri de primare, adică ce nu ne convine, ce vor salarii mai mari? E și asta o întrebare. Domnule, stai puțin, te-ai dus acolo să te înghesui, spunând că te duci să faci pentru comunitate, acum nu-ți mai convine salariul, vrei și pensie de nu știu care. Dar, din ce spunea domnul Mușat, dacă iese la pensie mâine, cu 12 milioane... Eu nu cred că e atâta, nu cred. Mă îndoiesc. Ba da, știți de ce? N-au avut salarii mari până acum. Dacă o luăm după contributivitate, n-au avut. Nu s-au mărit de... Nu de multă vreme au avut indemnizațiile astea mai mari primare. Au avut... Mi-aduc aminte că pe vremea lui domnului Boșcodeală, salariul de primar era în aproape 40 de milioane. Bine, ținând cont de... Acum e de cel puțin 3 ori mai mare. Păi, vedeți? Păi văd. Deci nu e chiar așa... Plus, mai vin și alte avantaje, însă și nu contează. Nu, la oraș... Ideea este că vorba dumneavoastră. De ce să mai înghese lumea atât? Câteodată câte 5, 6, 10 primari să candideze la... Păi răspund telespectatorii noștri, mai fac ei și dacă nu curge pică, știți? Domnule, o fie așa, dar nu putem să judecăm după dacă nu curge pică, nu trebuie să judecăm după lege aici, dacă e să o luăm așa. Că sunt oameni care stau la țuțurăi să pice ceva și sunt oameni care n-au făcut în viața lor așa ceva. Păi, hai să ne uităm acum puțin, că doar vedem toată lumea să uită la televizor. Da. Cam câți primari i-ați văzut la DNA și până care stau pe pușterie acum? Nu-i vorba de asta. Păi nu, dar zic că înseamnă că e ceva acolo de să înghesuie lumea la primărie. Să înghesuie, domnule,
Eu am stat și m-am gândit, dacă mi-ar propune cineva să mă facă primar, eu nu m-aș băga în viața mea nici măcar, nu știu ce, așa ceva. Dom'le, dar m-aș duce? Îmi pun întrebarea, nu, m-aș duce sau nu m-aș duce? De ce m-aș duce, de ce nu m-aș duce? Păi nu știu. În principiu, dacă m-aș duce, m-aș duce chiar să fac ceva, pe cuvânt. Dacă nu am ce să fac, fără să mă ocup de așa ceva. Poate ar fi și oameni, dom'le, stați puțin, nu-i băgăm pe toți într-o oală, care s-au dus să facă primar pentru că chiar vor să facă ceva. Eu n-am deci, contestat. Domnul, adică domnul Bolojan, care a fost la Oran. Iată! A făcut ceva, se cunoaște. Acum s-a săturat, i-a aranjat orașul și acum s-a dus cu Consiliul Județean. Se aranjeze și județ. Domnul, văd dânsului. Se poate, da? Păi, ce a demonstrat domnul? Cum se vede, se poate. Și nu comparăm aici Oradea cu, nu știu, cu Clujul, Brașovul, Timișoara. Oradea e mai aproape de Buzău decât de Timișoara ca mărime, ca populație, ca ce vreți. Da, exact. Dar e un exemplu că un oraș, un oraș din categoria a doua de mărime se poate dezvolta și acolo s-au năpustit fondurile europene, nu știu cum, dar s-au năpustit. Sau știu cum. S-a ocupat cineva să le atragă. Da, domnul Iorgen. Și nu s-a gândit că să meargă pe fondul de la guvern, care să mai pot și dumneavoastră ce să pot face cu ei. Domne, banii de la guvern și bazele din taxe și impozite locale, aici se fac și cu ăia, nu e o discuție. Nu, cum adică? Nu, mă refer că banii de la Uniunea Europeană sunt mai urmăriți. Și nu prea pot să faci. Nu cred în teoria asta. Nu cred în teoria asta. Și ce dacă sunt urmăriți? Dar de ce? Dacă vrei... Dacă vrei, fugi de ei. Așa, da, dacă vrei să faci ceva pentru oraș, da, să și ei. Da, de ce dacă vrei să faci pentru tine, nu ei. Eu nu cred că s-a fugit. Dar de ce trebuie, să-i fur pe aia? N-ai, de ce? Cum? Interesul tău e nu, să, fondurile europene să consumi și să consumi bine și să meargă treaba, nu? Și să arăți oamenilor că ai făcut ceva și ăștia te votează în continuare, nu? În Buzău la noi în 4 ani câte fonduri europene s-au adus? E bună întrebarea, nu știu să vă spun exact. Păi? Păi? De ce? Știți de ce? Nu cred că a fost... Eu nu cred că s-au ferit de ele. Că n-aveau de ce. Că există și banii la alții cu care zicem noi că se mai poate opera câte ceva, ca să nu zic altfel. Dacă vrei să, nu știu, acolo îi urmărește lumea mai puțin. Dar alte sunt mai urmărite. Dar ce te împiedică să faci și fonduri europene și să cheltuiești și banii alții? Eu cred că n-au fost în stare, dacă m-ați întrebat pe mine. Mai degrabă decât... Și asta. Poate și ăsta e un motiv. Sau unul din motiv. Sau n-au fost în stare, sau n-au vrut să se complice. Nu neapărat că n-au putut să... Nu se complică. Dacă nu, mă complic. E, nu știu... Trebuie să faci rapoarte, să faci permanente, să te emiți acolo, să-ți deconteze, să cred. Vadă, să... Ce scrie pe hârtie aia trebuie să fie și în teren? Dar stați puțin, domnule, dar de ce până la urmă cel care decide și politic și administrativ, care este primarul și consiliul local, ce aleargă primarul cu dosarul la subsoară neapărat după fonduri? Să duce și el, că până la urmă e și treaba lui asta să facă, să împingă, nu? Asta face, împinge, dar nu trebuie să-și construiască o echipă de atras fonduri europene, una care să atragă fondurile europene, că asta trebuie făcut, nu? Sunt de acord cu dumneavoastră. Problema este că această întrebare trebuie să o puneți la primărie. Nu, eu perorez aici, nu, că ce să întreb la primărie? Da, cum așa, cu retoric puteți să întrebați la primărie, dar ce se întâmplă cu fondurile alea europene? De ce n-ajung și la Buzău? Nu avem pe ce să le cheltuim sau nu avem ce să facem cu ele. Presupun că ceva cu izolarea termică a blocurilor poate s-o fi atras ceva. Dar restul... S-au atras, da. Dar pe partea asta și aici, dacă te uiți în jur, într-adevăr, acum, în ultimii ani, vreo câteva blocuri s-au făcut și vreo câteva sunt în chinurile facerii, ca să zic așa. V-a mai rugat o dată, s-a dus, era cu domnul Apostol. Da. Care sunt criteriile când devin elegibile blocurile astea ca să fie anvelopate? Știți care e treaba? Văd că unul e aici, unul e mai încolo, unul e în partea elantă. Dar nu se începe de la un cap și, cum zice, cum zic că cu japonezii începe un pod de la un cap și unul de la din capul celălalt și alții poate să întâlnesc. Partea aici. Cuiului pe perea în toată treaba asta este, sunt proprietari. Că și ei trebuie să fie de acord să plătească anumite sume care sunt mai mari decât, decât dacă și-au făcut în regie proprie fiecare cum a putut câte o izolație. De aia că de-aia avem bălțăturile astea pe aici.
Suna, n-a spus nimeni că costă la OMS. Spun la metru pătrat să plătești. Da, și atunci oamenii au spus, domnule, eu nu mai, eu mi-am făcut, mi-am închis balconul cu termopan frumos, mi-am pus, am chemat alpiniștii și mi-am tapetat cu de-asta, cu polistiren, mi-am dat acolo. Exact. Ce m-am lăsat, ce m-am mai deranjat? Eu nu intru în programul ăsta. Și dacă nu intră vreo câțiva dintr-o asociație, nu intră asociația. Dacă nu intră asociația, nu poți face blocul. Ce să mai e? Păi asta e, că trebuie să plătească și că nu e nimic gratis. Adică nu vine aia și desfac blocul frumos. Trebuie să plătești. Le-am mai explicat toată lumea și toată lumea. Dom'le, eu am gratis. N-ai, dom'le, gratis. Nu plătești tu, plătești altcineva, dar nu-i gratis. Ce să fie gratis? Nimic gratis. E, plătești și tu, dar pe variantă, nu pe varianta ocolitoare. Da, dar plătești în rate, plătești. Tu când ai făcut de regie proprie, ai plătit toți banii odată, nu te-au dat la rate. Da, să o luăm pe doamna avocată Zbarcea la telefon. Știi ce mă gândeam? Ca să schimbăm, să ne întoarcem puțin la vaccinare. Și să dăm așa totul despre cum era ăla cu vaccinarea, titlul generic colegii, până să o luăm pe doamna avocat. Deci, discuția e așa. Te duci la vaccinare și când îți vine rândul, nu, domnule Belu, în momentul în care îți vine rândul, îți faci vaccinul, stai acolo să vezi dacă ai scăpat 15 minute sau cât, nu știu ce, și îți dă o adeverință de aia de vaccinare. Bun. Iar o mare întrebare pentru mine. Așa. De ce ne mai trebuie o hârtie în plus? Păi da. Ai cardul de sănătate, îl băgă ăla în cititorul ăla, ceas, îți trecea acolo că ai făcut vaccinul și te-a balamă. De ce, doamne, iată, mă mai ții și card de păi sănătate, da. Mai dă o hârtie în plus? Ca să ce? Noi suntem doar a hârtiilor. Parcă zici că ai diplomă, parcă zici că ai făcut absolut facultatea a doua oară. Sau a doua facultate. Stați, asta o discuție. Altă discuție este următoarea. Lucrez la privat. Da? Nu știu, undeva. Ai un loc de muncă la privat, cetățeanul X. Și privatul spune așa, bă, prietene, uite care-i treaba. Tu, angajatorul meu alb, uite, de mâine, dacă nu vii cu adeverință că te-ai vaccinat, te duci și lucrezi de la domiciliu. La mine nu mai vii ca să... Mie mi-e frică de COVID. Poți să fac asta? Știu. Presupun că da. Poate. Dacă îl trece regulamentul intern, domnule, cine îl oprește? Fără test sau fără nu fără test, pardon. Cine îl oprește? Chiar da? Fără test PCR, că au fost și societăți care au cerut test PCR ca să întoarcă înapoi din concediu, de exemplu, la muncă. Da, e posibil să facă chestia asta. Păi e privat, în regulile lui. O secundă, dar eu vreau să-mi fac, eu vreau să-mi păstrez locul de muncă. Da, și mă înscriu în... Că eu intru în etapa a treia, între ultimii, nu? Că nu sunt din zona medicinei, nu sunt nici măcar profesor, nu sunt pe undeva printre ultimii, nu sunt nici în așezămintele pentru vârstnici. Păi până îmi vine mie rândul, până mă programează pe mine, cine mă programează acolo să mă duc să-mi fac și eu vaccinul, eu n-am de unde să aduc adeverința aia. Deci, cum mă mai duc eu la... Este altă întrebare. Deci, da. Cum mă mai duc eu la serviciu? Sunt dacă... situații, cum vedeți, după ce vedem acum, păi ce să întrebarea care survine este corectă alocarea acestei adeverințe? Nu discriminează oamenii? Pentru că... Cam da. Haideți să vedem ce zice un avocat. Bună seara, doamna avocat Zbarcea. Dacă ne auzim, sărut mâna. Bună seara și bine v-am regăsit și un an timp cu sănătate vă doresc. Și eu la fel. Și noi, cu toții vă urăm. Sărut mâna. Doamna avocat, am mai abordat subiectul, dar acum iarăși din alt unghi, că așa sunt eu cârcotaș. Nu știu dacă ați auzit ce am discutat eu cu domnul Bel, nu știu când ați intrat pe telefon. Ziceam așa că dacă, după ce îmi fac vaccinul, sau capăt acea adeverință de vaccinat, da? Care nu știu când e ea valabilă, imediat după ce am luat prima priză sau după rapel, nu știu, că trebuie să fac rapelul, da, la 20 și nu știu câte de zile. Dar, mă rog, să zicem că dă hârtia asta imediat după prima vaccinare. Păi eu și cred că și dumneavoastră suntem în etapa a treia, nu? A vaccinării, doamna avocat, nu? Da, 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 da. Deci dumneavoastră nu o să ne vină rândul din... Conform de pe platformă, suntem în faza a treia de vaccinare. Aha, adică dincolo de aprilie, da? Auzis astăzi conferința de presă pe care au avut-o, că ar fi la începutul lunii aprilie. Așa, deci după 1 aprilie oricum.
Ca asta am înțeles și eu din, din aceste informații de la conferința de presă. Ce facem până în aprilie? Dacă sunt cetățeni care lucrează la privat și privatul stabilește niște reguli și spune așa, prietene drag, angajatul meu, bă, dacă n-ai adeverință de vaccinare, nu te mai primesc la serviciu și lucrează de acasă. Poate să zic... Am înțeles întrebarea dumneavoastră pentru că v-am urmărit toată emisiunea. Problema pe care o puneți în discuție ar trebui să se raporteze la ceea ce s-a și spus astăzi, și anume că termenul efectiv de vaccinare a populației României, așa cum a fost el prevăzut de Uniunea Europeană, este de un an de zile. Da. Discutăm de integralitatea anului 2021. Da. Adeverința aceea care se eliberează la momentul primei vaccinări, pentru că este vorba de prima vaccinare, este o adeverință care va fi folosită la medicul de familie, așa a fost ea motivată. Deci vom intra oricum, fără discuție, toți cetățenii României vom intra în acea platformă de vaccinare, în acel tabel care se creează, despre care știți că ni s-a spus și în momentul în care s-a discutat inițial. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, începând cu luna noiembrie, s-a discutat despre incidența acelei identificări a persoanelor care urmează să fie vaccinate și persoanele care sunt cu vulnerabilități. Deci, adeverința respectivă este motivată și folosită la ora actuală în ideea indicării la medicul de familie, în dosarul de pacient pe care noi îl avem. Orice cetățean știți care are acel dosar la medicul de familie. Eu am mai discutat la emisiunea dumneavoastră și dacă vă aduceți aminte, v-am și motivat sau v-am indicat două situații care se creează inevitabil și la ora actuală. Și anume acea interdicție de călătorie fără test negativ PCR, nu aveți voie să intrați în alte țări, va fi aceea situație creată și pe baza acestei adeverințe. Adică eu sunt convinsă, dar este opinia mea, vă rog să o luați ca atare, opinia mea personală. Eu sunt convinsă că se vor crea situații în care în anumite locuri se va intra, poate chiar în state ale Uniunii Europene, dar n-am de unde să știu lucrul acesta, dar vedeți că discuția este dusă la un nivel de genul acesta, se va intra cu dovada vaccinării. Da. Deci, adeverința aceasta este posibil să fie creată și în acest sens. Raportat la situația, în schimb, a unui cetățean care este angajat în statul român și care să fie discriminat din acest punct de vedere, nu cred că putem să discutăm la nivelul acestui an 2021, pentru că deci anul acesta este anul stabilit în mod concret pentru vaccinare. Bun. Problema pe care, juridică pe care dumneavoastră o puneți în discuție s-ar putea crea undeva începând cu anul 2022, când e posibil să se creeze o astfel de situație. Nu, stați puțin să fiu concret. Dacă un agent, dacă un agent economic nu vrea să primească angajatul la serviciu pentru că n-are vaccinul făcut cu dovadă, e pasibil de dat în judecată, nu? Da. Asta este clar că se creează premisa unui eventual proces pornit de la această situație, pentru că vaccinul nu este obligatoriu. Da? Nu numai că nu este obligatoriu, dar nu pot să-l fac pentru că nu-mi vine rândul, că asta e situația. Corect cum ați spus, problema, de aceea vă și spun, din punctul meu de vedere, a solicita dovada vaccinării în anul 2021 este o situație pe care nu cred că a gândit-o niciun agent economic, pentru că anul 2021 este anul standardizat, stabilit ca termen pentru vaccinare. Este posibil ca mie, cetățean de rând, care mă încadrez în faza a treia, să-mi vină rândul în noiembrie 2021. Da, normal. Asta da? Spun sigur. În scrierea respectivă. Deci nu cred că ne aflăm totuși, s-ar putea gândi vreun agent economic sau vreo instituție a statului în perioada aceasta anului 2021. De aceea este și creată pe lângă vaccinare. Dumneavoastră observați că în permanență se motivează și se indică să păstrăm distanța fizică și să avem în continuare purtarea măștii. Deci este clar că trebuie să privim lucrurile așa cum putem să le aducem la situația noastră reală. Ce am putea discuta ar fi undeva la nivelul anului 2022, părerea mea, dar unde s-ar putea într-adevăr crea, ipotetic, pentru că nu știm să apară vreo situație de genul acesta, ipotetic, s-ar putea crea astfel de litigi în instanță în care angajatul să vină și să
arate faptul că este discriminat la locul de muncă pe ideea lipsei vaccinării. Este posibil, să știți că nu este o situație ireală, deci este o situație posibilă. Da. Să știți că anumiți agenți economici, patronii, sunt oarecum mai fericiți, așa că angajaților lucrează acasă. Îi costă mai puțin anumite lucruri. Corect, asta e economia. Nu... Și sigur că ar putea să spună, bă, până nu-ți faci vaccinul, stai pe acasă și îmi lucrezi de acolo, știi? Îmi imaginez tot felul de situații dintre astea. Unii poate că sunt fericiți să stea acasă. Văd că a venit guvernul și a spus, domnule, pentru cei care lucrează de acasă trebuie să le mai dai 4 milioane, te obligă legea la salariu, ca să-și plătească ei acasă curentul ce-l consumă în plus, eu știu, toată regia care se mărește, da? Stând mai mult acasă. S-au creat beneficii, să știți că s-au mai creat beneficii. Sunt inclusiv și beneficii legate de persoanele care lucrează și copiii sunt în învățământ în formă online, deci sunt astfel de beneficii create pentru angajator. Eu cred că tocmai din această perspectivă s-a gândit omul că oricum o să-i trimită pe acasă patronii, ăia care pot lucra pe acasă și sigur că pe acasă ăștia cheltuiesc mai mult și încep să aibă probleme. Ok, doamna avocat, trebuie să ne oprim, îmi pare rău că aș fi vrut să mai intru în amănuntele astea, am în continuare niște nelămuriri, asta este, ne auzim curând, poate chiar joi, să continuăm discuția noastră, vă mulțumesc însă încă o dată și vă urez iarăși la mulți ani. Domnule Belo, se fini la comedii, gata, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături. Mulțumesc de invitație. O seară plăcută, la revedere. Ceea ce le urez tuturor, o seară plăcută, la mulți ani, încă o dată, a fost prima emisiune din 2021 sub sigla Sens Direct. Ne oprim aici și ne vedem curând. La revedere, o seară plăcută, multă sănătate!